Îl putem la tine și la Mr. Lene. Bună ziua, bună seara. Nu, deci... Dar eu niciodată nu știu cum salut oamenii pe YouTube, că poate oamenii... Nu trebuie să-i mai salut, nu-i mai salut deloc, pentru că oricum ei dau schip la introducere. Astăzi o să facem ceva incredibil, doamnelor și domnilor. O să ghicim tatuajele prietenilor după corpul lor, adică dacă eu știu că... Nu știu, Bia are un tatuaj pe... Ce? Înseamnă că știu multe. Salutare tuturor, numele meu este Andrei și astăzi alături de mine este Vlad Grigore și după cum ați văzut în titlu, astăzi o să încep o serie nouă la mine pe YouTube care se numește, încă nu știu cum se numește, are legătură cu tatuaje. Am ales 5 sau 6? 6? N-am 6 prieteni. Deci nu mai știu dacă sunt 5 sau 6. Nu știu ce, oricâte ar fi. Am ales 5 sau 6 persoane din grupul nostru de prieteni și am pus să-și pozeze câte un tatuaj. Și Vlad astăzi aici, primul meu invitat, trebuie să ghicească... Ce? Eu nu am pus dacă... Te rog să-ți arăt tatuajul tău. Să ghicești dacă e al tău sau nu. Și bonus, vezi că unii de la o persoană, o vedetă internațională pe care o apreciezi foarte mult în momentul ăsta. Ok, ok, eu am să o fac în ready, eu știu oricum corpurile tuturor. Ce? Mi-o chestă cu vlogul ăsta. Nu știu. Hai, să știi că prietenii ăștia ai noștri n-au OnlyFans, adică nu cred că ai... Hai, adică... Da? Începem cu... Mamă! Oh my god! Wow! Da, și eu am zis oh my god, wow! În primul rând e foarte drăguț, nu l-am observat la nimeni să mor eu, adică nu știu... Stai să mă gândesc cine are tatuajul ăsta, stai! Deci e foarte deep, adică e conexiunea cu o carte, cine citește cărți? Eu nu știu prieteni care citesc cărți. Da, bine, da. Și Mara, să zică... Nu, nu, nu. În primul rând are păr pe... Nu știu. Deci îi dau bani semi. Faza e că nu știu la nimeni în ce zonă e tatuajul. Mi-a trimis doar poza cu tatuajul. Eu habar n-am unde. Le-am zis să-mi dea în limita decenței YouTube-ului. Sper că nu-i un cur sau... Deci, stai, asta e... Cât suntem în jocul ăsta? Ca să știu cât de departe mă duc cu gândirea. Cum cât suntem? Câți, de la câți oameni ai cerut? De la 5 persoane. 5 persoane? Da. Și am ales cumva, așa, prieteni de-ai noștri, adică oameni care nu se supără că apar pe YouTube. Oameni care m-au apărut pe YouTube, oameni... What? Ok, deci eu cred... Stai mă, nu, stai. Stai. Sincer, pare ceva ce a arătat Teo? No. Pare ceva ce-ar avea Teo, dar nu-i Teo. Nu-i Teo? Nu. N-a răspuns Teo, asta era răspunsul meu. Cine e? E Radu. Păi de ce nu e monetarul aici? De ce mi-arată o carte? De ce nu e un dolar pus aici? Deci cum să nu știi ce tatuaj are managerul tău? Scuze-mă, la corpul lui chiar nu m-am uitat niciodată. Wow! Cred că nu m-am uitat la niciun tatuaj. Da, și eu când am văzut asta m-am șocat, nu mă așteptam. Hai că sigur, pe restul le ghicezi, nu, la asta a fost dificultate. Mă, tot gândeam la tine. Nu, deci dacă auziți chestii pe fundal, este Wiki, pisica lui Vlad. De ce era să atace ceva în zona asta când am pământat? Mi-am purificat! Wiki! Au, 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 asta este bie, să te lasă. Da. Bianca, dă-mi tequila, da. Ce? Și peste i-am dat mesaj și i-am zis, fă o poză la un tatuaj care nu e așa vizibil. Și pe care crezi că nu l-ar ști Vlad și zici că o să te vadă dacă știi ăsta. Îl știu, știu, nu, n-ai cum să nu, eu le știu, mă, la prietenii ăștia foarte, cu care am mai trăit mai mulți ani, cam știu. E nici chiar pe toate, mă, nu știu. Ăsta, love never dies. Oh my god, but why? Nu știu de ce iubirea nu moare niciodată, dar... Love never dies. Sincer, are ceva ce ar... Purta Mara. Da, da, chiar e ce face Purta Mara. Dar nu așa. E ea. Nu e ea. E fix aici, că zic și zona. E aici. Love never dies. Da, e aici. Cam eu am cropat poza. Da. Adela? Nu. No. Stai, lasă să mai gândesc un pic. Deci, love never dies. Vezi, a zis că poate să fie și vedetă internațională. Ah, da? Dar nu, da, nu, undeva între postele astea am zis și o vedetă. Ah, ok. Vedetă. Nu, pe acum... Pot să zic că, uite, îți dau foarte mare indiciu. Am ascultat o piesă de ei minim
minim una și minim o dată, acum, marți. L-ai zis fiind ziua care nu mi-aduc multe chestii aminte. Înainte să nu ne mai aducem aminte. Billy Irish? Nu are. Are, dar... Are. Are un înger pe aici, aparte. Love Never Dies. Lana? No. Sună la album. Da, dar nu e Lana. Nu, nu știu, poți să zici că nu. Miley. Miley! Aoleu, Miley. Nu mă așteptam în parte. Nu, no, Love Never Dies. Hai, fă, că știi cum e treaba, nu? Came it like a wrecking ball. Came it like a wrecking ball. Nu mă lua pe mine cu Love Never Dies. Da, și știi, fără singur. Flori singură. Da. Ups. Ăsta, eu cred că o să-l ghicești. Mi-e frică. Eu, sincer, nu... Eu nu l-am văzut. La persoana care mi-a trimis poza. Destruction is a... Stai, că n-am citit ce scrie. Destruction is a form of creation. Adică distrugerea e o formă creației. Mă, nene, nu-mi pot imagina cine ar putea fi. Văd așa oricum un picior epil la semi. Deci... nu e Mara. Teo. No. No. M-am mai pomenit-o pe Teo, săracă, sub ghite acum de leșină. Nu e Teo. Atunci zic că nu, nu? Adela. Nu te așteptai. Nu, what the fuck, Adela. De asta chiar cred că o să-l știi, adică ar fi culmea. Da, era cineva din grupul nostru foarte apropiat de la el, dar nu știu dacă Bie sau Adela sau... Nu, Marea sigur nu. Ce te lași că cineva sigur are tatuajul ăsta din grupul nostru? Știu. Cine? Deli. Nu! Nu! Și știi de ce sunt șocat? Pentru că mi-a zis că o să te prind 100%. Ce? Stai mă, l-are Mara? Nu l-are Mara. Sutra să nu l-are Mara, nu? Nu l-are Mara. Da, chiar Mara l-are. Măi! Te-ai petrecut un sfert din viață cu Mara. Dar nu am văzut acest... Dar ba, dar știam să l-a scris, dar... Nu cred. No. Și mai este unul. Cine, nu. No, mai este unul. Deci până acum ai ghicit doar pe lupie. Mara, îmi pare rău, adică chiar știam, dar v-am zis... Chiar din grup, dar... Am vrut să las oamenii să zică în comentarii, știi, ca să facă engagement, că de-aia... E din grup, dar... Na. Nu știu, nu-mi dau seama ce zonă e asta, e foarte dubios. Sper că nu-i nimic. What the fuck? Nu știam că cineva are un triunghi. Dar nu știu ce asta teorema lui Pitagora, nu înțeleg. Stai mă că ăsta, sincer, triunghi. Dar nu vreau să știu unde e, pentru că arată ciudat. Textura pielii arată... E Alex. Da. Da, e Alex, trastă. Mamă. Nu știu, cred că e aici pus, sunt fix în spate aici. A, la picior? La picior, dar e pus jos acolo la picior. Deci ești tu 2 din 6. Nu pentru, având în vedere că e primul așa, primul episod, ai început în forță, ești tu 2 din 6. Eu probabil nu știam nimic, adică eu văzând pozele, nu m-aș fi așteptat să știu la anime, nu. Mi se pare că este atât de mainstream încât fiecare tatuaj pe care eu l-am putut cu meu, totul meu să-și dea seama că sunt eu, că unele plenare. Wow. Deci... Dacă faci poză la calul ăsta, uite, fix ăsta. Nu, calul ăla... No. Deci dacă faci pe ăsta, pe lângă că este pișător de... De să mi-aș știe de calul. Deci eu am un cal, o să-l vedeți în episoadele următoare, dar vă să-mi ceară să... O să-ți cer. Chiar vreau să vă reacția oamenilor când gen calul. Când văd calul, cred că Mara, pe care actora cel mai tare la cal. Da, nu, calul, nu, o să fie tare. No, păi... Vă mulțumim, storul, că v-ați uitat la noi. Aveți aici link-uri cu TikTok și Instagram-ul nostru și mai multe link-uri de social media în descriere. Dacă vreți și episodul 2, dar îl vreți, nu? Îl vreți. Îl vrem. Hai, comentarii cu pe cine vreți invitat. Vă pup, pace, iubire de toate. Tatuați-vă cu cap. Tatuați-vă cu cai pe spate. Cu cai pe spate. Ciao.